se poate ieși la pensie mai devreme. Informația momentului pentru acești români Este deja lege. Există numeroase persoane care își pun problema de a se pensiona anticipat, însă acestea trebuie să știe că pentru a te pensiona anticipat trebuie îndeprimite anumite condiții. Mai jos puteți citi care sunt condițiile pensionării anticipate. În România existau aproape 4,8 milioane de pensionari la sfârșitul lunii martie 2023, iar câțiva dintre aceștia se încadrează în categoria celor pensionați anticipat. Vom explica în continuare ce înseamnă pensionarea anticipată. Ideea de a te pensiona anticipat se adresează persoanelor care efectiv nu mai pot să muncească, dar și persoanelor care nu mai vor să muncească, caz în care apare discuția despre condițiile care trebuiesc îndeplinite. Pensionarea anticipată se adresează persoanelor care mai au cel mult 5 ani până să îi îndeplinească vârsta reală de pensionare și persoane care au îndeplinit condițiile necesare pentru a se putea pensiona anticipat, scrie observator News. Vorbim aici de persoane care au depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani, respectiv se adaugă 8 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Ce trebuie făcut pentru pensionarea anticipată? Românii care mizează pe ideea de a se pensiona anticipat și consideră că îndeplinesc condițiile impuse, au de urmat mai mulți pași, totul începând ca de obicei, cu completarea dosarului aferent. Pentru a solicita pensionarea anticipată aveți de completat un dosar cu următoarele documente, cerere pentru înscrierea la pensie anticipată, carnetul de muncă. Original și copie, carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul, original și copie, carnetul de asigurări sociale pentru agricultori. Dacă este cazul, original și copie. Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată, actele de stare civilă, buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie, original și copie, livretul militar, original și copie, diploma de absolvire a învățământului universitar, original și copie. Și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, adeverință în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv individual de muncă. Adeverință în original privind încadrarea activității în fostele grupe I și sau I de muncă în condiții deosebite și speciale, procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original, și copie. Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege NR 118 1990 republicat și sau al legii recunoștinței față de eroi martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989 precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341-2004, cu modificările și completările ulterioare. Dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat, original, cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri. Vârsta de pensionare: 63 de ani pentru femei, 65 de ani pentru bărbați alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie. Adeverință eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care se rezulte datele de identificare ale angajatorului, adresa, e-mail, fax, nr. telefon. La momentul actual, vârsta de pensionare în România este de circa 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani, în timp ce stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Cei care s-au pensionat anticipat și ajung la limita de vârstă trebuie să știe că pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează în funcție de noi factori care trebuie luați în calcul.